Circulație îngreunată și nervi întinși la maximum pe șoselele capitalei. Din cauza ninsorii abundente și a stratului de zăpadă care se depune pe carosabil, conducătorii auto sunt obligați să stea minute în șir în ambuteiaje. De exemplu, pe strada Vasile Alexandrii din centrul Chișinăului, un șofer a parcurs în 10 minute doar două intersecții. E foarte greu. Pierdem 20 minute la fiecare rut. Не так прямо, чтобы ужас, но тяжело передвигаться. Скользко и заторы. Ca să parcurgi la telecentru până la Ștefan și înapoi la telecentru, o oră și 20 drept. Ситуация на дорогах очень ужасная плохая. Ситуация, ужасная просто. Дороги не убираются. Да, кошмар. Скользко, пробки везде. Unii șoferi au făcut haz de necaz. Ca Republica Moldova. Avem de toate. Trăim foarte bine, drumurile curățite, drumurile asfaltate, e tot bine. E mai bune decât în Chișinău, nu-s nicăieri. Îmi plac, e normal. Nu dovedet că găgeam o ninge, doar nu ați lucrez. Știți că banii sunt mulți. Astăzi, la dezăpezirea șoselelor capitale, au fost antrenate 20 de autospeciale. Angajații de la RG, ex-drupul, vor lupta cu nămeții toată noaptea până mâine dimineață.